Bună ziua și bine v-am regăsit la Datorie! În ediția de astăzi aflăm cum s-a desfășurat cursul de sergenți nivel intermediar, desfășurat recent în Armata Națională. Dar și ce experiență a acumulat locotenentul Cătălin Apostol, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ de peste ocean. Acestea, dar și alte subiecte de actualitate militară, urmează după generic. Rămâneți alături de noi! Șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, colonel Eduard Ohlat Ciuc, s-a întâlnit săptămâna trecută la București cu ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu și omologul său român, general de armată Daniel Petrescu. Cu această ocazie, colonelul Ohlat Ciuc a transmis din partea ministrului Apărării Anatolie Nosatăi felicitări ministrului Dâncu cu prilejul numirii în funcție. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat subiecte cu privire la colaborarea dintre cele două armate și perspectivele de consolidare a acestora, precum și situația la capitolul combaterii infectării cu COVID-19 în rândul militarilor. În cadrul dialogului, ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a menționat relațiile constructive dintre cele două țări, dar și disponibilitatea de a continua dezvoltarea cooperării pe segmentul militar. La fel au fost discutate aspectele practice privind instruirea în comun a militarilor moldoveni și români potrivit planului de cooperare pentru anul 2022, semnat în cadrul lucrărilor Comisiei Militare Mixte Moldo-Române în luna noiembrie curent. În context, Eduard Ohlat Ciuc a menționat despre obiectivele de transformare a Armatei Naționale într-o instituție ajustată la standardele internaționale și a mulțumit Guvernului României pentru asistența oferită, prin intermediul programelor și cursurilor de instruire cu participarea soldaților și sergenților, precum și pentru schimbul de experiență dintre specialiștii din armatele noastre. La rândul său, generalul de armată Daniel Petrescu a reiterat disponibilitatea de a sprijini în continuare procesul de modernizare a capacităților de apărare ale Armatei Naționale, conform standardelor internaționale. De notat că șeful Marelui Stat Major, colonelul Ohlat Ciuc, s-a aflat la București la invitația omologului său român în perioada 30 noiembrie-2 decembrie curent. Colonelul a participat la parada militară de la București și la ceremonia militară de la Alba Iulia, organizate cu prilejul Zilei Naționale a României. Din cauza situației pandemice, în acest an militarii Armatei Naționale nu au participat la parada militară de la București. Cincisprezece militari din cadrul Armatei Naționale au finalizat cu succes cursul de sergenți nivel intermediar desfășurat în perioada 1 noiembrie-10 decembrie curent. Scopul cursului a fost dezvoltarea corpului de sergenți ca lideri, destinat pentru a putea exercita funcția căror grade militare prevăzute de statele de organizare corespund cu sergent clasa 2 și sergent clasa 1. Potrivit șefului cursului, în urma instruirii, absolvenții posedă abilități necesare de conducere cu subalternii. Totodată, pot să gestioneze direct sau să participe la conducerea subunităților din care fac parte, oferind efectivului din subordine cunoștințe teoretice și practice pe măsură. Cursul de dat oferă instruire instituțională pentru dezvoltarea instruiților, la fel dezvolt competențele personale pentru a putea îndeplini obligațiunile funcționale la nivel de pluton companie. Utilitatea cursului este pentru dezvoltarea interoperabilității instruiților, la fel le oferă instruire echivalentă cu partenerii noștri de dezvoltare, aceasta având drept scop ca instruiții să aibă același nivel de studiu cu partenerii și să fie mai ușor să coopereze împreună. Cursul este format din trei module. Prima este profesia de militar, al doilea modul este leadership și etică și al treilea este dezvoltarea competențelor de bază a sergenților. Cursul are o durată de 6 săptămâni. La finisarea fiecărui modul este nevoit ca să țină o testare. Ceea ce ține de durata cursului credem că este optimală și binevenită. Cursantul sergent clasa 3-a, Gheorghe Sprânceană, a menționat că informația dobândită în cadrul ședințelor de instruire este binevenită și va fi aplicată în activitatea profesională. La cursul care sunt prezent acum,
Am aflat multe lucruri ceea ce nu cunoșteam până acum și este foarte binevenit pentru cariera mai departe de militar care doresc să mi-o facă. În practică voi aplica mai mult ceea ce ține de închegarea grupurilor, adică pentru că este foarte binevenit că în lucru de zi cu zi și de a cunoaște subalternii din subordine, e fix așa. Cât mai bine cunoști colegii, cu atât e mai ușor de lucra cu ei. Printre participanți a fost și sergent clasa a doua Tatiana Tiusa. Militarul susține că cele 6 săptămâni de pregătire i-au lărgit arealul de cunoaștere în domeniu și abilitățile de conducere. Cursul dat propune de a instrui sergenții la un nivel mai avansat, de a perfecționa cunoștințele și de a trece la o etapă la alta. În primul rând avem un mentor din Lituania, care toată activitatea noastră este văzută de la un alt nivel, de la nivelul NATO, și este inclus ceva mai special. În primul rând au fost emoții mari când am venit la curs, că sunt unica doamnă, dar apoi camarazii mei au insuflat încrederea, bărbăția, și sunt la un nivel cu ei și pregătirea merge. Cursul s-a desfășurat cu suportul programului Defense Education Enhancement Program. Armata Națională a recepționat un lot de echipament specializat de laborator, analiză și testări oferit de misiunea USCE în Republica Moldova și Austria, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Centrul de Armament și Muniții al Armatei Naționale. La eveniment au participat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, șeful misiunii USCE în Republica Moldova și ambasadoarea Austriei în țara noastră. Ministrul apărării a mulțumit reprezentanților misiunii USCE Republica Moldova și Austriei pentru asistența oferită în cadrul diverselor proiecte în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de armament și muniții. Vreau să menționez că acest laborator, care va funcționa în cadrul Centrului Armament și Muniții a Armatei Naționale, are capabilități de cercetare în domeniul testării stabilității pulberilor și mijloacelor pirotehnice. Sunt sigur că acest echipament specializat de laborator va fi de mare ajutor specialiștilor care activează în domeniul analizei și testărilor chimice a muniților, pentru că va proteja în primul rând militarii, populația civilă, dar și mediul ambient, care este o prioritate de nivel național. Totodată, această activitate este un prilej de a readuce în vizorul comunității naționale și internaționale eforturile Armatei Naționale de a reduce riscurile de explozie necontrolată la locul de păstrare a munițiilor. Donația are loc în cadrul proiectelor demarate conform planului de acțiune al Armatei Naționale pentru 2020-2024 în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de arme mici, armament ușor și muniții convenționale, și este destinată Centrului de Armament și Muniții al Armatei Naționale. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova a subliniat că echipamentul specializat de laborator are capabilitatea de cercetare în domeniul testării stabilității pulberilor și mijloacelor pirotehnice. Misiunea OSCE Moldova a sprijinit Ministerul Apărării a Republicii Moldova pentru a consolida siguranță și securitate în Republica Moldova și a regiunii. Misiunea a implementat și continuă să desfășurează proiectele de gestionare a stocurilor de muniții pentru a susține forțele armate ale Republicii Moldova. Aceste proiecte vizează reducerea riscurilor pentru sănătate și viața oamenilor care trăiesc în vecinitatea depozitelor de muniție convenționale, arme de calibru mic și armament ușor. Deci, situația a devenit mult mai bună în multe privințe. Da, este și foarte mult de făcut în continuare. În acest ordin de idei, misiunea OSCE a renovat sediul laboratorului chimic și a instalat echipamente necesare pentru măsurarea stabilității propulsiilor în deplină conformitate cu standardele internaționale. Metoda aplicată se bazează pe o examinare cantitativă a stabilizatorului, comportamentul de epuizare preciză, stabilitatea unei anumite muniții în următorii 10 ani. Acest indicator oferă o bază solidă pentru a decide dacă muniția poate fi încă depozitată în siguranță
sau dacă ar trebui să fie considerată nesigură și să fie manipulată diferit, inclusiv să fie distrusă. Donația cuprinde echipament specializat de testări chimice, echipament administrativ, mobilier, dar și lucrări de reparație capitală a încăperilor prevăzute pentru laborator. Și aici avem un cromatograf lichid de înaltă performanță, care cu acest aparat noi putem să depistăm stabilitatea pulbelor pentru un termen de 10 ani, la temperatura de 25 de grade. Și aici însuși aparatul, să vă povestesc, aici este pompa. Cu pompa spală întregul sistemul aparatului și mai departe aici punem probele de care avem nevoie. Noi pregătim probele, le punem aici și aici procedura, adică este samplerul care ia fiecare probă, o injectează, ia informația din ea, spală acul și mai departe transmite informația la coloana cromatografică. De notat că cooperarea Armatei Naționale cu misiunea USCE în Republica Moldova în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de armament și muniții se realizează în baza memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și misiunea USCE în Republica Moldova cu privire la punerea în practică a programului complex în domeniul armelor de calibru mic și armament ușor și al armamentului convențional în Republica Moldova, semnat la 28 octombrie 2010. Armata este considerată o parte importantă a unei țări și a securității, iar potențialul acesteia sunt în primul rând oamenii profesioniști, care zi de zi muncesc în interesul poporului. Acasă sau peste hotare, militarii noștri beneficiază de instruiri frecvente pentru a-și fortifica abilitățile de bun apărător al patriei. Este și cazul locotenentului Cătălin Apostol. Militarul este absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ de peste ocean, promoția 2021. Timp de 4 ani a studiat cele mai bune practici militare internaționale, iar de mai bine de 4 luni le implementează în cadrul Batalionului 22 de menținere a păcii. Ofițerul nu provine dintr-o familie de militari, iar despre posibilitatea de a fi admis la o instituție militară a aflat fiind în clasa 12-a. Tânărul povestește că mereu și-a dorit să îmbrățișeze o profesie care i-ar deschide mereu noi oportunități. Cum am votat pentru aceasta? Nu știu, cred că în timp când eram la liceu, doream să fac ceva deosebit față de colegii mei. Mi s-a prezentat această opțiune de a face studii la Academia Militară a Statelor Unite. M-am interesat de această opțiune, am văzut ce implică aceste studii și am zis de ce nu eu. Ar fi o experiență frumoasă și mereu am dorit să fac ceva pentru țară și mereu am dorit că chiar și dacă nu fac studiile psihotare să revin în țară și această opțiune de a studia la Academia Militară a Statelor Unite mi-a oferit această oportunitate. Pentru a continua studiile la Academia Militară a Statelor Unite este obligatoriu ca viitorii studenți să se înscrie la Academia Militară a Republicii Moldova Alexandru cel Bun. După ce am fost acceptat la Academia Militară din Statele Unite, am depus actele aici la Academie și a fost o perioadă că am plecat direct după liceu la studii în Statele Unite. Anii de studii s-au scurs repede, iar în toată această perioadă s-a antrenat în condiții extreme, alături de mii de studenți străini și a deprins cele mai performante tehnici de luptă. Dacă să mă gândesc în retrospectivă, cred că m-am acomodat destul de repede, sau cel puțin acum mi se pare că m-am acomodat destul de repede. Am avut puțin probleme, cred că, cu limba, mai mult când comunicam cu prietenii. Nu pot să zic că mi-a fost greu cu profesorii, adică sunt foarte înțelegător, chiar cu toate că 80% dintre profesori și, în general, tot stafful Academiei erau militari, ofițeri majoritatea, erau foarte înțelegători și se comportau foarte respectuos, cum și ar trebui să fie de la un ofițer. După primul an de Academie, trebuie să alegem specialitatea de învățământ, și West Point-ul, fiind și o academie care oferă specialități civile, am ales inginerie. Fiecare an urmează, aș spune, mai mult într-o scară ierarhică, să zicem așa. Primul an ai un grad de soldat. În mare parte, tu doar asculți ce alții îți zic să fac, urmezi anumite ordine și ce ține de școală, te prezinți la ore de la 7:30 dimineața până la 16:00. Orele astea includ atât și ore pe materii civile, cât și ore pe materii de știință militară.
și în timpul, în afara orelor, sunt obiecte de pregătire militară și ține anume ieșiri de campanie. Și după care, a doilea an deja, urmează, cum am zis, această consecutivitate. Este, deja ești responsabil de o persoană, ești în calitate de comandant grupă, de la o persoană până la 8-9 persoane. Aceste persoane sunt studenți, cadeți noi veniți din anul întâi, întocmai, sau anul 2, după care crește cu fiecare an în grad și responsabilitățile îți cresc, adică a treilea an deja poți fi responsabil de o companie care ține până la 100 de persoane, până ultimul an poți fi responsabil de tot trupul de cadeți, care e 4400 de persoane. Dar oricum este persoana care are o evaluare în toate. Experiența pe care i-a oferit-o Academia Militară West Point este una de neuitat, pentru că anume aici a muncit pentru a-și face visul să devină realitate. Probele practice la noi putem să avem ieșiri de poligon în zilele de sâmbătă, deoarece zilele săptămânale sunt ocupate cu lecții, materie teoretică. În cel mai multe ieșirile de campanie, cele de poligon se fac în zilele de weekend sau vara. Atunci semestrul se termină în mai, după care 3 luni avem mai în fiecare săptămână ieșiri la poligon și anumite detalii în teren. Toate persoanele din Statele Unite care vin la această academie sunt de peste tot în Statele Unite, adică chiar este o obligațiune a academiei să ia un număr egal de persoane din fiecare stat, din toate 50 de state a Statelor Unite. Și din această cauză am avut prieteni de peste tot și în timpul vacanțelor de iarnă sau primăvară sau uneori vara aveam prilejul să merg să vizitez familiile lor și am fost, cred că aș zice, în 10 state diferite din Statele Unite ale Americii. Ofițerul spune că s-a antrenat în fiecare zi și a perfecționat abilitățile de comunicare în limba engleză și a tins mereu să fie un militar exemplar. Acum, întors în patrie, își împarte bagajul de cunoștințe cu tinerii veniți la oaste. Pot să zic că este o experiență uimitoare, care o recomand fiecărui tânăr. Acești 4 ani de studii a fost o încercare, dar o încercare care aduce rezultate foarte bune și deschide foarte multe uși. Din această cauză aș zice că o recomand fiecărui tânăr care ar alege o carieră în militarie. Este o academie cu prestigiu din lume, unii zic poate cea mai bună academie militară din lume. Și urmând studiile la această academie îți deschizi experiențe noi și te educi ca o personalitate, aș zice, pentru sine în primul rând și pentru serviciul de militar. Deci după finalizarea studiilor de 4 ani la Academia Militară, contractul prevede întoarcerea și ocuparea unei funcții aici în țară pe o durată de 5 ani. Revenirea cred că a fost una ușoară, nu știu, mereu mă întorc acasă cu plăcere, mereu mă întorc acasă la familie și a fost un scop care eu chiar și înainte, cum am zis, să mă duc la Academie, vroiam să vin cu studiile de psihotare aici în țară, să adopt și să încerc să pun în practică ceea ce am învățat pe psihotare. Din această cauză, nu cred că, sau cel puțin eu nu am observat acea diferență care ar fi, nu știu, o diferență poate culturală dintre Statele Unite și Republica Moldova. 4 ani de studii peste hotare nu sunt suficienți pentru a te simți cu adevărat pregătit în domeniu. Militarul ne-a comunicat că nu renunță la instruire, întrucât cu fiecare zi se vrea tot mai bun. La sigur trebuie să mai fac careva cursuri care urmează după Academia Militară. Deci doar Academia Militară nu este un curs complet pentru ofițeri, pentru a deveni un ofițer. Urmează să mai fac cursuri și la sigur să-mi continui serviciul militar în Armata Republicii Moldova. Precizăm că studiile peste ocean costă câteva sute de mii de dolari și sunt acoperite din bugetul Statelor Unite ale Americii.